Mici, dar destul de încăpătoare și călduroase, vorbim despre bordeele din satul Țâra, raionul Florești, pe care localnicii le mai numesc băști. Locuințele rupestre vechi de sute de ani sunt o raritate în țara noastră și au fost an la rând cartea de vizită a satului. Pentru că tot mai mulți localnici iau calea pribegiei, acum acestea sunt lăsate în paragină. Maria Fiodorovici din satul Țâra, raionul Florești, este unul dintre puținii locuitori care mai stă și astăzi în bășcuța săpată în pământ de socrii săi. Construcția are mai bine de 100 de ani și este cel mai bun refugiu în zilele friguroase de iarnă, dar și în cele toride de vară. Dacă bășcuța asta a construit-o socrul meu din 1904. Asta e tare mare și trebuie și foc și căldură și am avut cătiol și l-am scos. Mult plătim. Iarna aici e cald, vara e răcoare. Vara aici așa e de minunat de șezut. Mătușa Maria ne-a mărturisit că nu este băștinașă din Țâra, s-a mutat aici acum 50 de ani după ce s-a căsătorit. Bordeiul a devenit cu timpul casa ei, pe care și-a amenajat-o cu tot de ce are nevoie o gospodină în bucătărie. Iar de sărbători pregătește bucatele la cuptor, așa ca pe vremuri. Ce le am aici? Eu nu mă duc în casă să-mi fac. Acolo eu ștăt și acolo aia și iau un și de-asta rola. Aici e coc. De aici am cuptorul. Aici e că uitați-vă. Aici când la sărbătoare fac pâine, sarmale, cartofi. Acum 2 ani în Țâra s-a organizat un festival în cinstea bășcuțelor locuibile din sat, deși autoritățile locale afirmă că astăzi aici sunt peste 30 de astfel de locuințe, cu treierând satul am găsit doar una. Celelalte fie au fost transformate în depozite, fie au fost lăsate în paragină. Mătușa Clava are 87 de ani, iar soțul i-a decedat. Avea grijă de locuința săpată în pământ pe când părinții încă erau în viață, dar acum nu-i mai ajung puteri. Și eu singur ce să fac? Nu pot face nimic. De acasă, Adam, s-a răschitat. Iată, în această bașcă părăsită au trăit socrii mătușii Clava, Tocan. Aceste bășcuțe erau construite în pământ în formă de arc. În formă de arc. Ele erau unse cu lut, cu lut gros, pe urmă erau date cu var. Satul Țâra este cea mai veche localitate din raionul Florești și are peste 550 de ani. Potrivit unor legende, primele băști din Cătun au fost construite acum 500 de ani de către ostașii lui Ștefan cel Mare.